Era luată cu sangi noi aici. Deci una a scos-o noi, a preluat-o stajul, a fost la spital. Încă una, a patra, asta a fost a treia, a patra, a fost luată cu sangi noi aici. Doi. Așa, și doi îl ajută. Da, da. Patru, patru. Pe varianta DN25 a municipiului Brâslău s-a produs un eveniment rutier în care două persoane și-au pierdut viața și două au fost rănite. Evenimentul rutier s-a produs pe fondul vitezei neadaptate în condițiile de carosabil umed.